Omul de afaceri Ioan Nicolae a fost dat în urmărire națională de poliția română. Acesta este de negăsit după ce ieri a fost condamnat definitiv la 2 ani și 2 luni de închisoare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Fostul patron al FC Brașov este acuzat că în 2017 ar fi tras cu o armă de vânătoare chiar pe proprietatea pe care o deține la Timișul de Jos. Surse apropiate de omul de afaceri au povestit la acea vreme că Neculaie i-ar fi cerut unui angajat să-i pregătească mașina pentru a merge la vânătoare într-o pădure din apropierea Brașovului. Înainte de plecare, milionarul ar fi observat că autoturismul avea pană, iar el s-ar fi enervat la culme și ar fi tras câte un foc de armă în celelalte roți. Ioan Neculaie a mai fost arestat în noiembrie 2017, după ce curtea de apel Brașov l-a condamnat definitiv la închisoare pentru un an și șase luni, după ce au fost contopite două sentințe cu suspendare pentru omor din culpă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În aprilie 2018, Ioan Neculaie a cerut suspendarea pedepsei, iar magistrații au decis ca acesta să fie eliberat condiționat pentru că executase jumătate din pedepsă și are peste 60 de ani. Apoi, în ianuarie 2021, a fost condamnat la 8 luni și 15 zile de închisoare, dar mai avea și un rest de pedeapsă, 485 de zile, după eliberarea condiționată din 2018. Drept urmare, judecătoria Brașov i-a aplicat în ianuarie 2021 pedepsa rezultantă de 2 ani, 4 luni și 15 zile de închisoare în regim de detenție. Omul de afaceri a făcut însă apel, iar vineri a venit decizia definitivă a Curții de Apel Brașov. 2 ani și 2 luni de închisoare cu executare. În 2012, Ioan Neculaie a fost con condamnat la un an și șase luni de închisoare pentru ucidere din culpă, după ce o persoană și-a pierdut viața într-un accident de muncă pe platforma Roman. Accidentul de muncă s-a petrecut în martie 2008, atunci când un muncitor în vârstă de 40 de ani a murit când tăia coșul de evacuare al unei centrale termice, după ce una dintre bucăți a căzut peste el.